calificarea suboficier de pompieri și protecție civilă, repartizați la inspectoratul pentru situații de urgență pentru Dava al județului Neamț, vor depune jurământul militar. Jurământul de credință față de patrie reprezintă actul de conștiință cu alte semnificații patriotice și civile, din care un tânăr dobândește pe deplin statutul de militar. Acest act, fiind piatra de hotar dintre adolescența fără griji și maturitatea deplină, fiind un element important în șlefuirea personalității umane. Jurământul militar reprezintă, pe de o parte, asumarea conștientă a obligațiilor și responsabilităților ce depun din calitatea de pompier militar, iar pe de altă parte, acest statut oferă drepturi și satisfacții depline, ca urmare a desfășurării misiunilor de prevenire, procesare și salvare a vieții și bunurilor cetățenilor. Sunt misiuni onorate, pe care executându-le cu spirit de răspundere, cu rigoare și cu entuziasm, aduce servicii cetățenilor, având datoria să vă dedicați cu toată energia, silința și pregătirea voastră. Domnului să ne rugăm, Doamne iubește!